Un japonez a decis să-și vândă mașina la care ținea foarte mult ca să plătească tratamentul pisicii sale grav bolnavă. Doar că a avut noroc să dea peste un cumpărător care iubea animalele și mașinile la fel de mult ca el. Japonezul a scos la licitație modelul său de colecție de care are grijă de 28 de ani. De anunț s-a interesat un antreprenor care locuia în apropiere. Acesta a spus că va cumpăra mașina la prețul cerut, aproximativ 26.000 de dolari, și o va păstra în stare perfectă ca vânzătorul să o răscumpere după ce pisica se va vindeca. În plus, i-a dat japonezului și 900 de dolari pentru tratamentul pisicii.